aș începe materialul meu cu întrebare. Care este adevărul despre Revoluție? Cel creat de istorici sau cel creat de media, social media? Prin urmare, v-aș ruga să îmi permiteți nu să mă pronunț care este imaginea, pentru că în societatea românească, din zilele noastre, imaginea evenimentelor este puternic polarizată, fracturată în două imagini. Și mă voi concentra pe întrebarea de ce s-a ajuns aici, analizând actorii implicați în formarea unei imagini sociale și factorii obiectivi și subiectivi care au condus la această imagine. Fiecare dintre noi, în baza informațiilor pe care le avem, în baza convingerilor morale, etice și nu în ultimul rând politice, ideologice sau filozofice, ne formăm o percepție, o reprezentare despre ceea ce a fost. Dar când vorbim de imaginea socială a unui eveniment istoric, această imagine nu este suma reprezentărilor sau a percepțiilor fiecăruia dintre noi. Este una construită de actorii care au capacitatea de a unifica aceste reprezentări. Și avem în societatea modernă doi actori. Istoricii și media. Impactul sau legătura dintre cei doi actori ne dau o medie a acestor reprezentări. În ceea ce a prezentat colegul Chirca, câte produse ați sesizat ale cercetării istorice? Media, sigur, știm, așa se scrie la tratate, ne informează. Dar de foarte mult timp, media este comercială, deci are un interes. Setting, agenda. Și de mai mult timp, media este cățelul de bază a politicii. Poate fi neutră. Mă voi referi cu câteva cuvinte la primul aspect, rolul istoricilor. Și voi prezenta cum se vedea, care era imaginea Revoluției în decembrie. În primele zile, până la 12 ianuarie 1990, nimeni, nici media, nici istoricii, nici oamenii politici nu au contestat caracterul de revoluție. Dar prima contestare la 12 ianuarie vine din interiorul celor care au luat puterea. După această dată apare un actor cu interes vădit politic în creionarea imaginii despre ceea ce s-a petrecut în decembrie 89. Partidele istorice și grupurile nemulțumite că n-au fost parte la constituirea noi autorități, noilor agenți ai puterii politice în România. Aceștia interesați vor introduce în ecuație nelegitimitatea celor care au luat puterea. Și primul semnal a fost dat, mergând, a fost construit mare migală și profesionalism, pentru că s-a mers pe caracterul antisovietic, care a fost indirect sau implicit construit și de propaganda regimului Ceaușescu. Și atunci cel mai credibil a fost, lovitura a fost dată de agenți ai regimului sovietic.
acest mesaj a fost preluat de o parte din presa noastră, se citea enorm de mult, astăzi ziarele se citesc pe net. Dar când România Liberă, Adevărul, se tipăreau în sute de mii de exemplare. A fost preluat acest mesaj de către piața universității, care a construit ceea ce avea să devină o numită de mine o imagine a baricadelor în ceea ce privește Revoluția din decembrie 1989. Pe de o parte, adepții teoriei Revoluției pure, fără niciun amestec în afară, fără doar rezultat al maselor, și a celor care construiau lovitura de stat și conspirația și teroriștii și tot. Între aceste două s-a dat o bătălie politică pentru acces la putere. S-a văzut aceasta în toate alegerile care au avut loc din 1990 și, dacă vreți, până astăzi. Și am să dau un singur exemplu și am să-l citesc aici pe un distins istoric, care nu poate fi în niciun fel pus la îndoială, Neacu Ciuvara, la 17 noiembrie 2010, în revista Academia Cațavencu, acesta scria: în cursul campaniei alegerilor prezidențiale de noiembrie 2009, aflându-mă în timpul confruntării dintre cei trei candidați, în rândul susținătorului Crin Antonescu, l-am auzit la un moment dat pe domnul Traian Băsescu zicând că e un adevărat scandal că de 20 de ani nu s-a început încă procesul celor care au născocit monstruoasa minciună a teroriștilor lui Ceaușescu. Și comentează distinsul istoric: Traian Băsescu era interesat de a afla adevărul despre Revoluția Română? Nu. Era interesat de a orienta, într-un fel sau altul, poziția electoratului român în legătură cu legitimitatea și delegitimitatea celor care erau contracandidați. Și mai departe, în aceeași dezbatere televizată, reprezentantul PSD-ului a fost asociat cu urmașul Partidului Comunist Român. Asta e un clasic. Este principalul actor care a jucat un rol deosebit în conturarea imaginii post-decembrie în societatea românească. Și aici, iarăși, întrebarea este retorică, pentru că toți dintre noi știm răspunsul. În ce măsură și cât au fost implicați istoricii pentru a contura adevărul despre evenimente? Istoricul, din păcate, publică mult, munca lui este grea, dar diseminarea muncii lui în societate este, să nu spun, nesemnificativă. Dacă se publică astăzi o carte despre Revoluție într-o mie de exemplare, este un succes ca tiraj. Dacă este un best-seller cartea, se dă din mână în mână la 5 persoane, avem 5.000 de oameni care pot ști adevărul. Ce înseamnă acest lucru în bătălia cu social media sau cu presa? Sper să nu fiu